păcate, nu e ca și la baseball. La oină de la mai mult familiile, cu prietenii apropiați. Pentru mine a fost chiar viața mea. Era pentru mine, oina era primordială, nu se punea pe asta. Mai numea și hoină, mai multe denumiri din țară și am înțeles că de la ciobani, adică ei au început și bine, în timp s-a perfecționat, exact cum se spune că și în Statele Unite au ajuns unii ardelendi ai noștri și din noi, la noastră, ei au perfectat-o și au ajuns la jocul de baseball. Trecut de peste 40 de ani, peste 60% din echipă, adică cam 6-7. Se pare că tot cu bătrânii se face treaba. Pentru că sunt mai concentrați, au mai multă ambiție și dau dovadă de seriozitate, pentru că în tineretul nu sunt serioși, după părerea mea. Nu am pierdut decât ocupă și un campionat și asta tot din greșeala noastră. La un joc de oină participă două echipe de câte 11 jucători. Terenul de oină are o lungime de 70 de metri și o lățime de 32 de metri. Comparativ, un teren de fotbal are 105 metri lungime și 68 de metri lățime. În mod alternativ, cele două echipe pot fi la bătaie sau la prindere, iar jocul este împărțit în două reprize, fără limită de timp. Echipa de prindere este distribuită în teren. Fruntașul în zona de bătaie, fundașul în zona de fund, iar restul de 9 jucători în cercuri din interiorul terenului. Jucătorii nu pot schimba posturile între ei în timpul meciului. Terenul este împărțit de o linie de mijloc în culoarul de ducere și culoarul de întoarcere. Echipa de la bătaie lansează mingea în teren, iar în funcție de distanță câștigă unul sau două puncte. Dacă mingea ajunge după linia de fund, echipa primește două puncte. Jucătorul care a executat bătaia trebuie să treacă prin cele două culoare fără să fie lovit cu mingea de către jucătorii echipei adverse. Jucătorul aflat în culoar are voie să se apere doar cu palmele, iar dacă este lovit în orice altă parte a corpului, se retrage în zona de fund, iar echipa adversă câștigă două puncte. Urmează o nouă bătaie, iar când un jucător intră în culoarul de ducere, cel din zona de fund intră în culoarul de întoarcere. O repriză se termină atunci când toți jucătorii unei echipe au trecut prin cele două culoare. Un regulament complet al jocului de oină este disponibil pe site-ul Federației Române de Oină. Pentru mine a fost chiar viața mea. Dacă am luat-o de mic copil și soarta a fost și am reușit să... Aproape, toată viața să stau și cu serviciu și cu sportul, legate una de alta. Poate că trei sferturi din muncă am făcut-o pe terenul de sport. De merit, se pare că la un moment dat și rezultatele te duc acolo, că dacă nu ai rezultate, nu îți dă nimeni titlul, că n-are cum. Sunt niște norme, sunt niște chestiuni. Deci așa se punea la noi norma. Cupa României și campionat, se punea norme de titlu și domnule, cum îi dăm? Am carnetul de antrenor, e merit.
să iei cupa și campionatul, gata, erai cel mai bun. Nu se punea problema să nu fii clasat în primii antrenori. Cel mai drag mie mi-a fost Cupa României, mai tare decât campionatul. Mi s-a părut, când luam cupa asta, mi s-a părut ceva nemaipomenit. Și să știți că se ducea viața sportivă. S-a întâmplat într-un an, că vă spun așa din curize, de exemplu, în 1970 m-a prins inundațiile mari la, tocmai la Deva. Ne promitea un ofițer de la noi, zice, lasă că vă iau cu elicopterul de aici și vă ducem la București. De unde? Că ne-a luat tot cu un personal, că era militar în termen amărâți, și ne-a dus pe la Simere. Am făcut vreo două zile și vreo două nopți pe acolo, circulații. Sunt amintirii care le țin minte bine și spun, domnule, dacă nu era oina, noi nu plecam prin zonă, că aveam ce să căutăm. Și de asta vă spun că totul era. Pentru mine oina era primordială, nu se punea plăcut. Asta e carnetul de antrenor emerit. Oina asta a întâmplat să o aleg, cum să spun eu. În 1965, de la fotbal, mi-am fracturat piciorul, tibia și peroneu. Au tot tijă pe el. Se pare că atunci lumea vorbește și acum că eram o speranță al fotbalului. Ce puteam să mai fac al sport la 16 ani cu tijă în picior? La un an de zile mi-am scos tijă în picior și unde e? M-am îndrăgostit, chiar într-adevăr mă îndrăgostisem, v-am spus, de joc, am putere, am personalitate, am voință, îmi place, așa. Și atunci de acolo am pornit, într-adevăr, acțiune. După care am plecat în București, cu serviciu. Acolo, la combinatul poligrafic Casa Scânteia, aveam câțiva, o echipă de oină, de seniori, un an și jumătate, doi pe lângă ei. Ce, stop, nu vrei să faci armata la Dinamo? Oh, cum să nu vreau la Dinamo? E o treabă. Și am participat ca antrenor la un concurs de dinamoviadă de oină. În ciclu închis, așa, în militar. Acolo am câștigat dinamoviada. Câștigând dinamoviada, m-a văzut domnul general, zice, stai așa, că Vlație e bun pentru echipa mare, ce să-l ținem noi pe acolo, e angajatul nostru, de ce să... Așa. Bine, dom'le, și vrei să vii aici, vină la echipa mare. Cum să nu vină? Ține de cu piciorul. Așa am devenit, pe urmă, antrenor la echipa mare din 1979 și am rămas până în 1997. Am câștigat destule titluri, dacă le fac așa o... În total vreo 20 de campionate, 20 de cupele României și ca jucător și ca cam jumătate așa, ca antrenor. Aici e Dinamo București derby cu CFB-ul, că ei erau rivala noastră. Dinamo Cupa României, care eram capitanul de echipă, avem un antrenor Civilescu. Așa. Aici campioană. Meritoasă campioană. Asta e cu echipa de la a noastră combinată cu Rupăneasa. Dăciadă. Ce să vă mai dau de aici? Asta e cu școală din 77, competiții. Eu le țin poate de fapt. El e Ion Anton, cel mai bun oinist care e. Adică la Casa Scânteia și omul care m-a dus pe mine la Dinamo. Șansa mea, norocul meu. Trebuie să-i încurajezi tineretul, copiii, că nu mai avem copii. Și dacă nu ai baza, deja nu. Și trebuie învățat treptat. La țintă fixă, pe urmă mobilă. Multe lucruri de luat de jos. Un copil, exact așa la grădință, trebuie să-l iei foarte de jos, să tot timpul să-l ții în priză, să prindă curaj. Și să prindă și dragoste despre ei. Eu am scos doar, de când am venit aici, în 2008, am scos campion la juniori 1 și 2, pentru că am vrut să fac o revoluție, într-un fel spus aici la Râmnicelu. Asta e averea mea și cu nevasta, și nepoții, și copiii, bineînțeles. Păi, antrenorul pentru echipă de vină, el e tata, el e mama.
primul rând facem acest memorial să cinstim memoria tatălui nostru, fost jucător de Oina. Și ne-am decis noi de 8 ediții încoace din 2006 să facem un memorial an de an, cam la jumătatea lunii septembrie, în cinstea lui. Ambițiile sunt mari pentru că de obicei nu invităm echipe din țară, rămâne să se joace în localitate cu fost jucători de Oină de vârsta lui, să spunem, și tineretul care vine din urmă. Ambițiile sunt mari pentru că tineretul, fiind la început, au ambiții să câștige meciurile împotriva celor care au jucat timp de peste 25 de ani, gen Nicolae Păsărică, domnul Drăghici, Robescu, Octavian Burcică, Burcete, Ion, cei care au fost și au jucat alături de tată. Așteptări, noi facem pentru noi, pentru tata. În rest, ce, sperăm să fim sănătoși și să mergem cu tradiția asta de memorial cât mai mult. Asta a fost o tradiție de familie, pentru că la noi a fost centru, la noi se juca de la școala generală. Deci noi, eu de exemplu, joc din clasa 5, de prin 84-85. Și am avut șansa să rămânem în cadrul armatei. Și probabil de aici și microbul ăsta, jucându-se din tată în fiu, menținându-se tradiția de la tată la fiu, e un sport mai mult de tradiție și de plăcere. Este un sport, practic, de plăcere. Și acum locul întâi, patroane, ridică cupa. Și locul întâi, aduc șampanie. Da, mă, și mie aia. Mai am câteva trofei la care țin cel mai mult. 75 a fost prima dată când m-a declarat cel mai bun sportiv al anului. Deci în 75 aveam 20 de ani, 21. Și după aceea au urmat mai multe decenări de cel mai bun sportiv al anului. E acolo o rubrică care mai rar mai intervine câte unul printre numele meu. Scrie în cartea aceea și am câteva trofee frumoase la care țin. Sunt acolo de cinste. Care mă bucur de fiecare dată când trec pe lângă ele. Mi-aduce imediat aminte de tinerețe, de cum s-a întâmplat în competiția respectivă. E logică prin ceea ce am făcut și ceea ce am demonstrat pe teren, pentru că altfel nu avea de unde să știe pe soare dacă nu vedea cum joc. Poate că e un dar de la Dumnezeu vis-a-vis de aptitudinile pe care le-am avut pentru acest sport. Fiind la țară, bine, era și fotbalul, dar mai mult m-a legat sportul ăsta cu mingea mică, la care o doamnă învățătoare de la școala generală, care se ocupa de echipa de Oină, m-a selectat pentru echipă, văzând aptitudine, și am început să joc Oină de la vârstă fragedă, de la 12 ani.
la care am continuat. Și în timp e normal. Dacă și vrei și muncești, poți să ajungi undeva la un nivel mai înalt. Așa am ajuns să am atâtea trofee cu echipele la care am jucat. Cel mai mult la Dinamo, actualmente Straja București. Un an la Coresi București. La Viață Nouă Olten, cum se numea echipa din localitate unde sunt născut, în județul Telorman, cu care am cea mai mare performanță. Acum a fost locul 2 la campionat național de două ori, dată la Alba Iulia 72 și 73 la Alexandria. Și după aceea am plecat militar și am ajuns la Dinamo. De la care în 2002 am ieșit la pensie. Cupa e cel mai bun sportiv al anului, care am ținut foarte mult. Da? Nicolae Păsărică, un dobin al Oinei. Da, s-a publicat într-o revistă Sport. V-am spus mai devreme, m-a înzestrat Dumnezeu cu niște calități. Adică ceva mai deosebit ca ceilalți jucători. Eu nu lăsam mingea să treacă pe lângă mine sau să ia colegul mingea. Deci mă duceam după aia, o prindeam, reveneam în cerc de unde puteam să tracă la oine. Dacă nu ești cu cel puțin un picior în cerc, nu e valabilă lovitura dacă ai lovit adversar. Și acrobațiile care le făceam acolo. Deci aici mai trebuie și puțin spectacol. Nu mai crispare să joci și să ai emoții că nu câștigi. Deci trebuie lumea să vadă și puțin spectacol, nu numai inhibare și să mă tem, oprind sau mai îmi spune ceva antrenorul pe margine și eu să mă pierd. Nu. Deci întotdeauna am jucat relaxat, poate puține emoții. Hai, următor! Am și făcut cursurile de baseball la 23 august, cum îi spune acum, așa. Îmi place, dar eu vreau să spun că nu e mai frumos decât oina. Nu că am jucat eu oina, dar nu e mai spectaculos. Deci au elemente frumoase, dar și oina între două echipe bune și bine antrenate se poate vede un joc mai complex decât baseballul, zic eu. Nu sunt specialist, dar așa văd eu. Făcând și cursurile de baseball și jucând bine, puțin baseball, că nu mai mi-a permis timpul. Adică a trecut peste mine timpul și am ajuns la o vârstă. 58 de ani. Ce mai avem pe aici? Aici sunt pe podium cu Drăghici. Aici suntem cu o selecționată. Am făcut un film pe tineretului la anii 91, parcă. Cred că le-ați avut, nu? Le luați aici, ai luat să fac Păsărică cu Smith, îi arătă. Nu mai rețin la anul acolo. A venit Robert Smith, președintele Federației Internaționale de Baseball, și a vrut să vadă un meci de oină demonstrativ care s-a desfășurat pe stadionul Tineretului, la care am format două echipe, jucători și din țară, adică din toate echipele seniori am format două echipe. Și vreau să spun că a ieșit un meci extraordinar frumos, care eu așa în competiții mai puțin am văzut. Bine, acolo era și varianta de a demonstra sportul și
nefiind nicio miză. Dar a ieșit un spectacol de oină, deci nu mingii multe scăpate care asta denaturează jocul. Totul a fost aproape perfect, la care Robert Smith a spus că nu are curaj să intre fără protecție. Și i-am mânat un baston cu tricolor, cu o fundiție cu tricolor și o minge. Și a spus că dacă aș merge în Statele Unite, aș fi pentru 2 milioane de dolari. Nu am fost pentru că, în primul rând, nu știam cum o să stea lucrurile, sigur, și am preferat să rămân aici, să continui activitatea. Eram totuși tânăr, nu? Eram în activitate. Da, eu fac dintr-o parte din generația cealaltă și dacă mi-a spus, adică m-au caracterizat așa specialiștii, asta înseamnă că în perioada aia era o perioadă în care se juca o oină mai adevărată. Duminică participăm la faza finală a campionatului național de seniori, care se va desfășura în București, pe stadionul Cotroceni, mai precis arenele BNR. Acolo va fi o bătălie, dacă pot spune așa, foarte aprigă, pentru că acum, în momentul de față, clasamentul e foarte strâns. Adică pe locul întâi, la momentul acesta, înainte desfășurării ultimei părți a campionatului, se află Constanța la 2 puncte de diferență în fața noastră. Adică noi avem un meci cu ei care va fi decisiv. Cine câștigă, e foarte posibil să câștige și campionatul. Așa că va fi o competiție foarte strânsă și foarte aprind disputată. Înainte cu 2 săptămâni, noi facem pregătiri exact cam și cum am intrat în linie dreaptă pentru campionat. Atmosfera era destul de bine, doar că în ultima săptămână, nu îmi plăcea cum mergea antrenamentul în ultima săptămână, dar apropiindu-se de al doilea tur de play-off, atmosfera a început să vină din ce în ce mai relaxată, băieții erau super concentrați și la meci mi-au promis din start, de fapt, de când am plecat de la Constanța, că nu o să pierdem campionat. Era meciul decisiv contra echipei Straja, rivala noastră de ani de zile și fosta mea echipă. Noi ne dorim foarte tare, pentru că în ultimii ani chiar nu am reușit să mai câștigăm o competiție foarte importantă, cum ar fi campionatul sau cupa. Am câștigat Cupa Federației, am mai câștigat competiții, dar care nu sunt cele mai importante organizate de federație. Și ne dorim foarte tare să câștigăm acest campionat. În această perioadă, în anii care au trecut, am tot făcut unele schimbări pe la echipă. Am mai adus câțiva tineri care încercăm să integrăm în echipă. Aici, la noi, se întâmplă următorul fenomen. Echipa este împărțită așa, în două categorii de vârstă. Unii care sunt peste 35 de ani și unii care sunt până în 25 de ani. Avem jucători trecuți de peste 40 de ani, peste 60% din echipă, adică cam 6-7. Se pare că tot cu bătrânii se face treaba. Pentru că sunt mai concentrați, au mai multă ambiție și dau dovadă de seriozitate, pentru că în tineretul nu sunt serioși, după părerea mea.
Sperăm că anul acesta, aceste eforturi ale noastre să dea și rezultate. Și de-aia ne dorim foarte tare, foarte tare să câștigăm acest campionat. Ultimul! Ultimul! Nu cam pentru noi! Hai, ce-l-ați! Dar pentru noi! Ia putem numărul 2. Și practic nouă ne trebuia doar un meci egal. Deci totul a decurs, zic eu, puțin normal. Bine, era și blazonul nostru, ținând cont că suntem de prin 2006, de când m-am mutat la Constanța, n-am pierdut decât o cupă și un campionat. Și asta tot din greșeala noastră. Bine, Izabela. Ce o să faci acum în teren? O să ne jucăm. Să vă jucați? Scor la joacă. Este o premieră în ceea ce privește oina feminină. După o pauză de peste 100 de ani, se reia tradiția practicării oinii de către fete. În 1899, Spiru Haret a vrut să dezvolte acest sport și a avut în vedere practicarea lui atât de către băieți, cât și de către fete. A intuit că poate fetele vor avea o altă influență asupra acestui sport și se poate dezvolta o lume paralelă, cea a lumei a oinei feminine. Din păcate, varianta aceea de joc pe care Spiru Haret a încercat să o introducă în școală la momentul respectiv, în paralel cu varianta practicată de băieți, se numea oiniță, nu a avut succes, din motive pe care nu le cunosc. Am vrut să reiau această tradiție, să văd dacă oina este un sport care poate fi practicată cel puțin la fel de frumos și de către fete. Avem și un anunț. Până la ora 13 se desfășoară meciuri pe cele două terenuri. Spre surprinderea mea, anul trecut, când am lansat apelul către cluburile afiliate la Federația Română de Oină de a încerca să constituie echipe de fete, a fost suficient ca să apară prima la Prundeni în Vâlcea, ca ulterior toți să se întreacă în a face echipe de fete. Și am ajuns la această ediție istorică la care suntem martori acum. Este vorba de primele campionate naționale de oină pentru fete, desfășurate la Mioveni, competiții la care, spre bucuria noastră, avem numai puțin de 16 echipe participante, reprezentând 12 structuri sportive. Am avut ocazia de a avea în premieră sportivi care n-au practicat niciodată oina și acum sunt foarte îndrăgostite de acest sport și ați văzut ambițiile cu care au încercat să câștige, chiar și foarte haioase unele dintre acestea, cât de mici erau și cât de ambițioase erau. Să vedem rezultatul. Pot să spun în plus că sunt foarte haioase. Am remarcat la Maramureș două fetițe, cred că acolo erau de vârsta de 7 ani, care erau foarte ambițioase și, dacă ați văzut, mureau de ciudă că n-ajungea mingea la ele și că nu pot să facă mai mult, pentru că, la urma urmei, oina este un sport de echipă în care, dacă cu echipele greșesc, întrucât tu ai în teren delimitate foarte bine spațiile de joc, nu poți, deși e sport de echipă, nu poți intervii asupra greșelii pe care o face cu echipierul tău. Și atunci am urea de ciudă de faptul că a greșit, n-ajunge mingelea și nu poate să facă mai mult pentru echipă. Și cred că a fost extrem, extrem de interesant și de frumos de văzut de pe margine. Toate sportivele au vrut să câștige, au vrut să dea totul pentru a intra în istorie ca fiind clasate pe cel mai bun loc.
Nu se poate să câștige toată lumea, oricum important este că au participat și indiferent de locul pe care se vor clasa, toți cei care au fost prezenți astăzi la Mioveni vor rămâne în istorie ca participanți la primele ediții ale campionatelor naționale de oine rezervate fete. În momentul când aud la sport.ro sau la alt, eu știu, nu știu la ce televiziune, că nou sport național, îmi vine așa ceva, simt așa ceva în mine care, cum nou sport național? E un singur sport național. Nu se știe exact când a apărut jocul de oină, dar cu siguranță termenii folosiți în oină ne pot da câteva indicii despre cine a inventat jocul. Jucătorii de la prinderea mingii se mai numesc și cei aflați la păscare, iar capitanul echipei se numește Baci. Păstorii români făceau mingea din părul de la animale pe care îl puneau în apă, îl băteau și apoi ieșea ceva rotund, iar bastonul era același ciomag cu care păzeau oile. Nicolae Postolache scrie în cartea sa dedicată jocului că practicarea oinei este un ritual de afirmare a identității naționale, un act de cultură și educație. Jocul de oină se regăsea în toate zonele țării sub diverse denumiri, ca de exemplu Baciul în zona Dejului, Popâciul în zona Sucevei, Matca Mare la Blaj și Bușita la Râmnicel în județul Buzău. Se mai numea și hoină, mai multe denumiri din țară și am înțeles că de la ciobani, adică ei au început și bine, în timp s-a perfecționat, exact cum se spune că și în Statele Unite au ajuns unii ardelendi ai noștri și din oina noastră ei au perfectat-o și au ajuns la jocul de baseball. Sportul a evoluat, la un moment dat un profesor care era un mare animator al oinii, dintre alții, o să revin, e și Marius Adoveanu, spune acolo că nu este bărbat cel ce nu a jucat oină. Ei, atunci Corbu, un profesor din Brăila, s-a gândit să facă o hârtie, pentru că exista divergență, că nu-i regulamentul, că eu am greșit, că tu n-ai greșit, hai să facem o hârtie. Și a făcut un prim regulament, pe anul 1912. Spiru Haret, la data respectivă ministrul instrucțiunilor publice, echivalentul ministrului educației naționale de astăzi, a ținut foarte mult ca acest sport, care se practica în România sub diferite forme, în toate regiunile țării și având la bază aceleași materiale și reguli de joc asemănătoare, să fie unificat acest sport într-o formulă unică care să fie practicat de toți românii. De gloria oinei a fost între anii 70 și 80, atunci când toate întreprinderile și CAP-urile aveau formații sportive, iar campionatul național de oină se organiza cu zeci de echipe. Din păcate, nu e ca și la baseball. La oină veneau mai mult familiile cu prietenii apropiați și, eu știu, după timpul mai de mult, când era posibilitatea cu militari interne, mai aduce militari, că se completeze, să... Nu, să vadă așa. Momentan, oina este un sport viu. Oina este a noastră. Oina este, cum am spus, a românilor. El se joacă, chiar dacă nu îi spune oina. Chiar dacă nu îi spune oina, de exemplu, dacă o să mergeți la școală, copiii, v-am spus, pun niște pieticele așa și aruncă cu mingea și joc. E tot o derivație a oinii. Problema este că românii cred că oina este sport național, cel puțin în sondajele pe care le-am făcut. Cunosc acest lucru și le place să creadă că au un sport național, un sport care este, la urma urmei, o creație a poporului nostru și în care se regăsesc foarte multe din trăirile poporului nostru. Dar este o...
barieră, dacă vreți, care trebuie depășită între faptul de a ști că oina este sport național, pe care, la mod declarativ, foarte mulți o pot spune, și a cunoaște oina ca sport național. Aici avem o problemă în sensul că prea puțin români cunosc regulile acestui joc. Iar în momentul când au ocazia să intre în contact cu persoanele care joacă oină, cu echipele care practică acest sport, rămân încântate și vor să revină mereu la sport, unii chiar să-l practice. În momentul de față avem demersuri făcute ca oina să fie recunoscută pe lista UNESCO ca valoare de patrimoniu imaterial, alături de doină și călușar, și atunci, din moment ce se va recunoaște ca element de identitate națională, cred că a practica oina va deveni un sentiment de mândrie pentru fiecare român. Cea mai mare bucurie a mea ar fi una, să văd pe postul național un meci de oină transmis în direct pentru români. Adică să li se spună lor, românilor, e că asta este a vostru, doar a vostru. Doar a vostru, nu mai are nimeni.